Uite deja mare am crescut, dar primul pas cel din copilărie dată către tine l-am făcut. Îți mulțumesc că datorită ție eu astăzi trec prin viață mai ușor. Domnul Vyacheslav, din câte am înțeles astăzi, dumneavoastră sărbătoriți o vârstă frumoasă. Corect. Și câți ani sărbătoriți dumneavoastră? 50 ani. Sunt mulți sau puțini? Cum am răspuns, așa și sunt. Așa. 50. 50, rămân 50, da? Da? Din câte noi vedem, sunt 50 de ani frumoși. 50 de ani alături de oameni frumoși. Uitați-vă ce mulți oameni ați adunat aici. Și, domnul Vyacheslav, noi venim la cei mai frumoși oameni, la cei mai bravi oameni. Și noi, cu această inimă mare, venim la dumneavoastră din partea unor persoane dragi care vă iubesc, încât aceasta este cea mai mică inimă pe care au găsit-o să vă spună: te iubim, te apreciem, ești cel mai bun. Le-a reușit să vă surprindă frumos? Da. Dar nu știu de la cine. Asta și urmează. Noi venim cu multe daruri, cadouri frumoase, pentru a vă spune un frumos la mulți ani. Și aici aveți o cutie dulce. Și pentru scumpa dumneavoastră soție avem o floare, pentru că dumneavoastră aveți o floare alături. Mulțumim frumos! Și domnul Vyacheslav, spuneți-ne și nouă, de la cine credeți că vine această felicitare frumoasă, vie, pentru dumneavoastră? Exact. Da. Ați ghicit-o din prima? Da. Știți ce copii ați crescut? Știu, da. Și din partea Olgăi, noi avem un mesaj de felicitare. Îl ascultăm? Da. Dragul nostru tată și cel mai apropiat om, te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim sănătate în trup și bucurie în suflet. Fii mereu la fel de frumos, vesel și sănătos. Inima să-ți cânte, iar sufletul să-ți fie mulțumit de toate. Îți dorim bucurii și succese, fericire și dragoste, să fii respectat de către apropiații tăi și iubit de noi, familia ta. Visele să-ți se împlinească, iar casa mereu să-ți fie plină de bucurie, așa și cum este. La mulți ani, la mulți, mulți ani, scumpul nostru, tătic, surpriza vine de la fiica Olga. La mulți, mulți, mulți ani și toți să fie fericiți, sănătoși, așa după cum îi vedem că au trecut frumos 50 de ani pentru dumneavoastră, așa se meargă și înainte. Aveți un sprijin aproape, aveți copii frumoși, Olga, la care i-ați implantat dragostea de mamă, de tată și ați făcut un lucru bun, superb, lucru unei vieți de om. Bravo! Mulțumim. La mulți ani! Transmitem că o iubesc tare și doresc să, în viața ei să fie fapte numai bune, să crească nepoții sănătoși, să-i crească, să fie în familie numai bucurie, pace și noi pe lângă dânșa să fim sănătoși și fericiți. Хотим поблагодарить нашу любимую дочь, вот, пожелать ей тоже счастья в семье, как бы, и успехов во всем, удачи, вот, и чтобы мы радовались за нее, за ее успехи, и как бы она за наши тоже, вот, как бы, что мы ее очень-очень любим. Я усыя мерил экземпл дела тата, дела мама, дела паринцы, я искун, дела инчепутул, инчепутурилор. Începutul sunteți voi. Da, mulți ani familiei voastre. Cum au fost? Câți ani aveți împreună? Trăiți cu domnul? 29. 29. Împreună 29, da. Ca să tăriți 28. Da. Împreună. Și cum au trecut acești 29? Ca o navenie. O trecut repede. Da, era și bine, da, era și rău, da. Ca la toți. Da, mai mult bine, dacă ați crescut așa o fată frumoasă. Da.
Îi doresc multă sănătate, bucurii de la copii, soție, iubire, un viitor luminos și mulți ani fericiți să fie împreună cu toată familia. Seama e oameni zdălării, poate unii zdălării și mulți să te iască la mulți ani de cine să trăiască. Cine să trăiască, Vecislav să trăiască, la mulți ani trăiască. Te iubim, te așteptăm. Cu nerăbdare, tine și David și Serioza. Veniți cât mai repede acasă să ne vedem vă ochiul. Da, da. Sper. Da. Mulțumesc. Da. Da.